fără reacție ca Lancia, lobează ca în curtea școlii zidul Arnăutu. Iar Petrolul conduce cu 2-0. În continuare așteaptă primul gol în această ediție de Liga Secundă Dunărea Călăraș. În schimb, iată, primește două goluri într-o jumătate de oră de la Petrolul, după ce a încasat, spuneam, deja trei de la UTA și unul de la Farul. Bineînțeles, însă, și lipsa de reacție a lui Calancea nu mi se pare că era chiar atât de departe. Ar poate că a văzut mingea târziu. Din această lipsă de reacție, asta...